Salutare tuturor, eu sunt Teodor Andrei și ăsta este cel de-al doilea episod din Te Cunosc din Carantină. Având în vedere că primul episod a prins surprinzător de bine, întrucât de obicei nu facem 116 view-uri sau chiar mai mult, nu știu câte sunt exact în momentul în care vă uitați voi în prima zi, facem episodul 2, chiar acum, haide să tragem la sorți. Și am pus chiar multe bilețele noi, din câte vedeți unele sunt colorate, dar eu nu știu care e care, pentru că echipa mea s-a ocupat de selecționarea și scrierea lor. Da? Deci o să tragem un bilețel. Foarte simplu, nu o să mai mergem pe roz, că a fost Nicolae Guță și n-a fost tocmai pe gustul meu. O să luăm ăsta. Cumva mă bucur, dar cu ce îmi dau pe față, frate? Lumea lui care există doar în mintea ta, uitată în mintea lui. Și mai teamă mintiri, ele încearcă să aprindă mine, dar ce ești deja? Și nu s-o poate să ardă. Mințit cu vorbe, mi-ai aflat secretele și ca un hoț ai intrat sub pielea mea. Știi de-o vreme fetele, fetele cu ochetele. Wow, eroina, wow, wow, eroina, wow, eroina mea. De băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în arcole. Îți face greu să n-ai reflex în rața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai înversat, un mare șlu pe-n altul lumea lui care există doar în mintea ta, uitat în mintea lui. Și mai am amintiri, el încearcă să aprindă în mine tot ce-i ars deja. Și n-o să mai poată să ardă acele tale. Am fac tatu de soapele, îmi schimbă sângele pere. Ce-l vrea să-mi bătrânim în doi acele tale. Am fac tatu de soapele, îmi schimbă sângele pere. Ce-l vrea să-mi bătrânim în doi. Mințit cu vorbile, mi-a aflat secretele și ca un hoț a intrat sub pielea mea. Și de-o vreme fetele, fetele cu ochetele, nu mai pot atâta sub pielea mea. Și știi, eu ti rog să nu faci prostii. Eu nu-s prost, dar mă tem cumva de tine, de mine, de noi, pentru că tu ești sub pielea mea. Oh, oh, eroină, oh, oh, eroină, oh, eroina mea. Oh, oh, eroină, oh, oh, eroină, oh, eroina mea. M-ai mințit cu vorbele, mi-ai schimbat hotarele. Ce folos au armele când este peripit doar cadrul cu ochii tăi. Am scăpat cu ce era pe mâna stângă. Cum mâna dreaptă rămâne de văzut. Partea dubioasă e că pe mâna dreaptă aveam albastru. Și nu știu dacă observați, am albastru și pe față.